Mie spune Sergiu, eu sunt din Curești de Sus, Raionul Florești. Mă bucur foarte mult că au venit din România, aici la noi, în zona noastră. Ce trebuie să facă România aici, în Republica Moldova? Foarte mult. S-au făcut la ajutor, la grădiniță, la șeși, la școli, la liceu. Dar pentru lume puțin, sincer, uite. Asta ar eu trebui recunosc, să vină românii mai des aici? Da, da. Eu asta recunosc din suflet, că ar trebui România să vină mai des. Dumneavoastră vă considerați român? De etnie da, română? Da, da. Da. Aveți... Sincer, din am cetățenie română, din partea bunicilor, bunicii mei sunt români și eu recunosc asta, eu mă simt român. Vă mă întrebi? Da, și mă simt că eu vorbesc. Poate chiar dacă nu au fost rușii până amu, mi-a stricat etnia română, în care eu să fiu român, dar eu, sincer, România o iubesc foarte mult. Are, eu trebuie să vă povestesc o zi întreagă de începând ce are România și ce avem noi. Noi nu avem nimic. Aici suntem foarte aproape de Transnistria, de corect? Da, da. Corect. Aveți rude în... Da, da, tata meu e de partea aceea și mie personal nu mi-a voie strec partea aceea, la tata meu la cimitir. Și de ce rușii din Transnistria nu v-a dat voie nu, să treceți? Nu, nu mi-a permis, pentru că ei aveau motiva lor. Nu v-a spus? Nu. Ei au spus, ei nu aveți dreptul să treceți partea cealaltă. La dânsii mei, nu, treci simplu, eu m-am dus cu prieteni de mei încolo, dar dacă ridici o întrebare, așa, îți fac un control minuțos. Da, ei ți-l fac când treci partea zic. A noastră partea asta, când vii la noi, invers. Nu. Dar acolo este totuși Republica Moldova, corect? Da, corect. Da. 100% și ei țara noastră. Noi o mușit. E că eu știu oameni, eu dacă vă duc de la mine de aici din sat, omul înșit partea zeelanțului a făcut. Că erau avut două căs părăsete în Caminca, așa vă spun, unul în Caminca, vă două căs părăsete. Și s-au dus de aici, au dus colhozul, așa se nume, colhozul. Și-au dus partea zeelantă și le-au făcut raion, le-au făcut spital, le-au făcut de toate cele, ca să fie oameni, și-au ajuns oameni mari. Și până la urmă ei până nu mi-e estimează. Și doar rusește se vorbește acolo sau se vorbește și limba? Nu, da. Și moldovenești, ei așa recunosc. Moldovenești, da. Ei așa recunosc. Eu ca tare vorbesc limba română. De la bunii mei, de la bunelul meu au avut pământ, au avut al lui moșii. Este și un om străină. Acum străină, din satul vecin am zis. Străină din satul vecin. Și el, încă este în ziua de azi, el păștie vaci la bunelul meu. Și el spune, eu mă dusem ca să pasc vaca, ca să am mâini de o hlică de pâine, să am de o zi de trai. Și când au venit rușii, pentru rușii, eu n-am apucat, dar de-aia am apucat de la dânsii, de la cei lanți bătrâni, zic, ăștia l-au venit nou atât și eu făcut pe ăștia sarazi. Că au zis că, da, tăs la colhoz. Streac toți la colhoz. Că colhozul a să-ți dea de tăcele. Este o cooperativă sovietică. Da, da, corect. Chiar cât nu s-a ștării rușii să ne corecteze pe noi, ne-a stricat limba, cultura, religia. Eu vreau să spun un lucru. Musulmanii, alu' ăsta care după ce a murit Ștefan cel Mare, ne-au condus 300 de ani, dar ei nu ne-au schimbat religia, nu ne-au schimbat. Dar noi a rămas aceeași limbă, aceeași cultură, noi a rămas aceeași.